Challenge. هذا سبب دم كرفستي نتا واسخ بريفيرات هذا السبتمون على تريكوت. Și începem emisiunea noastră de astăzi cu bătălia stilurilor, unde să vă prezint 5 genți care sunt foarte la modă în perioada asta. Prima geantă la modă pe care am observat că toată lumea o poartă este mai mult un rucsac, nu o geantă. Efectiv, toată lumea acum preferă să poarte un rucsac decât o geantă pentru că este mult mai practic, mult mai încăpător, ca și acest rucsacel negru pe care îl am aici. Mi se pare mult mai practic decât o geantă, în primul rând pentru că nu mai trebuie să o car, dar o pui pe umeri și poți să-ți pui mai multe lucruri grele pentru că nu le mai simți pe spate. Așa că ăsta este un must-have în această perioadă. Rucsacul în loc de geantă. A doua geantă foarte la modă și foarte purtată în perioada aceasta este geanta săculeț. Nu știu dacă se numește așa, dar eu o să-i spun geanta săculeț pentru că seamănă cu un sac de bănuți, dar mai mare, oversize. Are un lanț agățat la săculeț pe care îl puteți da jos și rămâne doar cu geanta pe care o puneți așa pe încheietură. Este foarte drăguță, mai ales aceasta este făcută din catifea și are și niște mărgele care coboară din săculeț. Este foarte drăguță, pentru o seară elegantă, pentru că mi se pare deloc casual, este strict. A treia geantă la modă este această geantă cu o formă dreptunghiulară, putem spune. Această geantă este foarte cool și foarte casual pentru outfit-uri casual și sport. Este neagră și are benzile acestea, portocalii corai, să spunem așa. Este extrem de folositoare, se poate pune în bandulieră sau o puteți prinde de aici. Este extrem de drăguță și practică și foarte sport. A patra geantă pe care vă arăt astăzi este, cred că, una dintre gențile mele preferate, pentru că o poți purta la o seară elegantă, dar o poți combina și la un outfit casual. Atenție, nu cu toate outfiturile casual merge această geantă, dar dacă știi, poți să o combini și cu un outfit casual. Este vorba despre această geantă magnifică. Gențile din catifea sunt foarte la mod acum, cum ați și văzut și geanta tip săculeț, este tot din catifea. Aceasta este catifea mov și are o inimă pe spate, este absolut superbă și elegantă, dar și casual și o puteți purta în bandulieră cu un outfit casual, cu jeans sau cu niște pantaloni drăguți. Și ultima geantă de astăzi, și de ce oare credeți că am păstrat-o eu pentru sfârșitul acestui video? Pentru că este o geantă mai specială. Cum ați putut vedea în ultimul timp, toate trendurile revin la modă. Așa este și la genți. Acum sunt foarte la modă gențile vintage. Așa că m-am furișat eu odată pe la mama prin dressing și am găsit această geantă superbă pe care ea nu o mai purta pentru că este foarte veche. Doar că acum ea nu știe că vintage-ul este foarte la modă. Așa că i-am luat-o. Această geantă este o geantă vintage, extrem de cool acum. Este clasică, este o geantă clasică pe care o puteți purta și la seară elegante, pentru că este destul de elegantă, dar și la un outfit casual. Este neagră, are imprimeul Dior peste tot, cu o plăcuță argintie aici, este foarte încăpătoare. O puteți purta doar așa, de aceste două mânere, dar este neagră simplu și o puteți asorta cu orice culoare. Așa că, advice, lucrurile vintage sunt foarte la modă acum.
Cam asta au fost propunerile mele, cele 5 genți la modă în perioada aceasta. Sper că v-am inspirat și că acum o să puteți să vă faceți un outfit cu niște genți vintage, de exemplu, și să fiți la modă. Așa că noi ne revedem săptămâna viitoare cu un nou episod Trend Challenge și nu uitați să vă votați sunta preferată pe Instagramul alistmagazine.ro. Vă pup pe săptămâna viitoare!